În temeiul prevederilor articolului 85 aliniatul 2 ale articolului 100 aliniat 1 din Constituția României Republicată, precum și ale articolului 47 aliniat 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, având în vedere propunerea primului ministru, președintele României decretează. Se numește în funcția de membru al Guvernului domnul Dan Vâlceanu, ministrul Finanțelor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!